Bună copii, vă spun un bun venit la colțul minunat al vostru cu povești. Și azi pe străzi de iarnă. În fiecare an, într-o noapte de decembrie, copiii merg cu colindul. Colinzile lor povestesc cum a venit Domnul Iisus din cerul plin de slavă și s-a născut într-o iesle și cât de mult dorește El să se nască în inimile oamenilor, să aducă în viețile lor pace și bucurie. Străzile sunt ninse și e foarte frig. Copiii merg pe jos din casă în casă și cântă la ferestrele înghețate despre nașterea Domnului Iisus. Odată, o fetiță dintr-un cor de copii dintr-o biserică era foarte întristată. Părinții ei nu erau credincioși și nu o lăsau să meargă cu colindul. Numele ei era Edica. Când copiii erau gata să pornească la drum, Edica a început să plângă. Ea ar fi vrut atât de mult să meargă și ea. Putea oare copiii să o ajute într-un fel? Unui băiețel i-a venit o idee. Să ne rugăm cu toții pentru părinții lui Edica, apoi să mergem să-i colindăm. Poate se vor îndupleca și își vor schimba gândul. Așa au făcut. S-au rugat toți, apoi au plecat către casa fetiței întristate. Tremurând de fric, au cântat 3 cântări la fereastră. Când au terminat de cântat, mama fetiței a ieșit afară. Ochii erau plini de lacrimi și în mână avea o farfurie mare cu bomboane și prăjituri. Voi sunteți niște copii minunați, a spus ea. O voi lăsa întotdeauna pe Edica să meargă cu voi, fie la biserică, fie în misiune. Copiii au plecat mai departe plini de bucurie. Edica era în mijlocul lor. Pe deasupra, fiecare avea în mână bomboane și prăjituri. Domnul Iisus poate să rezolve orice problemă adusă înaintea Lui în rugăciune. Ai încredere, fiți binecuvântați, Domnul cu voi!